Domnul director, a ajuns și la dumneavoastră situația în care să fiți nevoiți să munciți cu muncitori din afara țării. Câți muncitori aveți, cum sunt și, nu știu, dacă vă gândiți să mai aduceți? Avem 28 din Bangladesh, bărbați, și din Nepal, o muncitoare în confecții. Ei au venit pregătiți, că au venit calificați de acolo, dar nu la nivelul nostru de calitate și a trebuit 2-3 luni de zile să ajungă la nivelul nostru. Se pare că s-au integrat foarte bine, că avem de peste 2 ani, 2 ani și ceva, datorită lipsei de forță de muncă pe care n-am mai găsit-o în Baia de Reș, în zona. Mâna de muncă românească este renumită pentru calitate. La nivelul calitativ pe care noastră îl faceți, se ridică muncitorii din Bangladesh? Deci după 2 luni și jumătate se ridică chiar foarte bine, dar din contră sunt foarte responsabili și față de muncitorii români. Dacă li se arată exact ce trebuie făcut, o fac cu responsabilitate și corespund din punct de vedere al calității. Cum este să lucrezi cu colegi care sunt din altă țară? Nu mi se pare... Deci... Îmi place, nu pot să zic. Numai care muncitor și harnic, nu am absolut nimic. Muncitor respectă sarcinile? Trebuie, obligat. Iată că trebuie să-și respecte. Acum, n-or fi ca mine după 40 de ani. Dar se descurcă bine, nu? Se descurcă, da. De înțeles cum mă înțelegi cu ei? Le spun să vorbesc pe românește. Când mă duc eu la ei, o să vorbesc și eu ca... V-au cerut ajutorul vreo situație? Ajutorul nu. Dar sunt de treabă, sunt ok, nu? Da. Sunt destul de, cum să le zic, cu bun simț. De ce cu bun simț? Singura problemă care nu mi se pare că nu... Diferența dintre salarii ar trebui să fie cu mult mai mare între ei și noi. Deci asta mă doare pe mine, dar ei ca oameni nu avem probleme, sunt destul de civilizați și destul de la locul lor. Dar, cum înțelegeți cu ei? Pe translator, ei iau telefonul și cu translatorul ne înțelegem. Da, și băiatul coleg a învățat limba românească și ne înțelegem. Da, da. Dar noi când am mers în altă țară n-am avut facilitățile care le au ei când au venit aici. Deci eu am fost în străinătate, dar nu m-a primit nimeni cum i-am primit noi. Noi am primit cu brațele deschise și primim pe toți străinii cu brațele deschise. Vă gândiți să mă aduceți? Da. Noi suntem în relație, avem un lider din Bangladesh care el trebuie să testeze și să-mi aducă de acolo, că nu m-am deplasat în Bangladesh pentru... Nici pe nimeni n-am trimis de aici ca să ne alegem noi de acolo. E mai ușor să vină aici și îi testăm aici. Pe ce compartimente lucrează? Ei lucrează numai în confecții, exact la mașina de cusut și la operațiile din cele mai grele, că sunt, au o responsabilitate mai mare decât românii noștri. Deși români, am muncitori foarte buni români, care nu trebuie să îi controlez, numai atâta să le spun, vezi că s-a greșit sau s-a făcut, vezi că clientul nu-i mulțumit pentru operația pe care o faci, că imediat acționează și își repară. Că poate că și faptul că aleargă să-și facă normă, că la noi e normă individuală, se mai greșește. Sau poate că cel care e tehnolog și îi arată, nu îi arată corect. Venind clientul tehnicianul străin și verificând la fața locului, găsește, depistează aceste greșeli și trebuie să repare fără a mai fi retribuit pentru reparațiile respective. Deci nu se simte o diferență de muncă între muncitorul român și cel din Nepal? Nu. Chiar noi suntem foarte mulțumiți pentru acești salariați care i-am adus din zona Asiei, că cam numai din zona Asiei vin.